Mitul partidului condus de Maia Sandu despre falsificarea alegerilor se prăbușește. Liderul PAS a declarat în repetate rânduri că alegerile prezidențiale ar putea fi fraudate cu ajutorul votului cetățenilor moldoveni din regiunea de est a Republicii Moldova. Afirmațiile sunt combătute însă de intenția autorităților de la Tiraspol de a prelungi până la 1 decembrie perioada în care accesul în și din zona transnistreană să fie limitat la maximum. Un proiect de act normativ este publicat deja pe pagina liderului din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, urmând să fie aprobat în scurt timp. De la începutul pandemiei, ieșirea și intrarea în regiunea transnistreană a cetățenilor este strict limitată și se face exclusiv în baza unor permise speciale.